bună ziua și wow, în primul rând. Recunosc că am venit cu 10 minute după ce începuse conferința. N-am reușit să lupt cu ploaia la fel ca voi ceilalți. Și am simțit o energie a sălii, nu știu cum să o descriu foarte bine. Pot să vă prezint opusul pe care mi l-am amintit ascultând celelalte două prezentări și mi-am amintit prima amintire a mea de când am venit în București. Sunt născut în Pitești și am venit, la fel ca probabil mulți dintre voi, în București la facultate. Și am intrat în metrou. Și în metrou mă gândeam să mă prietenesc cu bucureștenii. Eram nou, mai venisem la București, dar eram cu părinții, nu prea venisem singur, cu prietenii. Data asta eram singur. Mi-am ales o direcție în care să merg, nu trebuia să merg nicăieri. M-am urcat în metrou și m-am uitat la oameni. Și știți că nu s-a schimbat mare lucru. Toată lumea era așa. Nu prea se stătea pe telefon, câte unii mai aveau ziare, dar nu se citea deloc. Cărți nu. Dacă te uitai puțin pe un ziar, era de ajuns. Atmosfera aia e opusul energiei pe care am regăsit-o astăzi când am intrat în sală. Și asta m-a făcut să îmi schimb cumva tot planul retoricii pe care l-aveam pregătit. Glumesc, în general vorbesc pe impromptu, dacă mă pregătesc nu iese nimic. Dar aveam așa instinctul de a vă certa un pic. M-am domolit rapid și în primul rând ce aș vrea să vă spun m-a inspirat din prezentarea anterioară întrebarea cum am ajuns eu aici. Și la mine răspunsul poate părea ciudat, dar vine dintr-un episod care mi s-a întâmplat când eram în clasa 1. Scurtă introducere, am o soră mai mare cu 3 ani ca mine. De când a început să învețe să scrie și să citească, mama a stat cu ea secundă de secundă să facă lecțiile împreună. Au lucrat, țin minte că eram mic, mă jucam pe lângă biroul ei și o vedeam cât de chinuită e, în același timp o vedeam pe mama că nu mai rezistă, încercam să ajut, n-aveam cum. Am ajuns și eu în clasa 1, îmi făceam temele și casa vecinului de peste drum de noi a fost spartă, au venit hoții, ceea ce nu prea se întâmpla în Pitești anilor 90. Evident că era marele eveniment de pe stradă la care eu vreau să particip. Ai mei, ca să nu mă pierd prin îmbulzeală, lume, poliție și tot ce se întâmpla acolo, bineînțeles că m-au trimis acasă la teme. Am făcut temele, în 5 minute eram gata, am ieșit afară să văd ce se întâmplă. S-a întors mama cu mine, vină puțin, a verificat, a găsit o greșeală. Și a șters, nu cred că aveam pic pe vremea aia, cred că a șters direct cu lama, dacă mai țineți minte, se răzuia ușor cerneala de pe caiet. Și mi-a dat să refac. Am refăcut, se pare că tot greșit, eu nu mai aduc aminte foarte bine, asta e o poveste pe care o știu mai mult de la părinți. Cert e că am refăcut de atâtea ori încât mama a reușit cu lama să găurească foaia. Și imediat ce foaia s-a găurit, a rupt-o cu o riglă frumos și mi-a spus, mai fă tema încă o dată. E clar, obiectivul ei era că eu să stau în casă, nu avea o problemă cu tema. Dar eu am spus că nu mai fac tema pentru că am făcut-o deja o dată. Și am intrat într-un conflict cu mama, care a fost mediat de tată. Și tata a spus, ok, bun, hai, opriți-vă, tu spui că ți-ai făcut tema, dar totuși tema ta e ruptă din caiet. Și am spus, da, n-am rupt-o eu. Și ce faci, te duci cu ea așa la școală? Și am spus, da. Și dacă o să te întrebe învățătoarea și o să-și ceară tema? Și spune, păi eu arăt, așa ruptă, așa ruptă. Și de ce ai rupt-o? N-am rupt-o eu, a rupt-o mama. Și acolo, cumva, tata a tras concluzia că cu mine mama n-ar trebui să mai facă teme și că ar trebui să mă lase singur, să mă descurc. Și asta mi s-a întâmplat cam toată viața. Au fost alături de mine. Am avut norocul să cresc, nu știu câți dintre voi ați avut norocul ăsta, și alături de bunici, de la care am primit valorile care mă ghidează și astăzi. Dar așa am ajuns eu astăzi aici, pentru că nu am vrut să transcriu acea temă. După acea plimbare cu metrou în care n-am reușit să mă împrietenesc cu niciun bucureștean, am avut 2 ani de zile în care, ca orice student, am petrecut.
spre extrem, frumos. Tata mi-a spus când am plecat de acasă, mi-a dat bani să-mi plătesc căminul, mi-a dat bani să-mi cumpăr de mâncare și niște bani pentru fete și chefuri. Și am consumat cu mare drag și cu multă inspirație. La un moment dat, prin camera de cămin, se perindau niște băieți care erau foarte pasionați și grăbiți așa tot timpul de ce fac. Făceau parte dintr-un ONG studențesc, Asociația de Comunicare ETO se numea, și m-a atras dorința lor de a face lucruri. Și am tot întrebat ce fac, cum fac. Peste jumătate de an am început să lucrez împreună cu ei și iată cum am devenit voluntar într-un ONG și cum banii pe care îi primeam de la tata pentru chefuri au început să se transforme în bani care ajută organizația. A fost o perioadă frumoasă, am povestit-o de curând unui tânăr din generația Z. De la acele chefuri monstruoase pe care le făceam, am ajuns într-o perioadă în care m-am mutat de la cămin în Piața Sudului, pe Nițu Vasile, dacă știți Bucureștiul. Locuiam trei băieți, săream la metrou ca să putem să venim la muncă și să putem să ne întoarcem acasă, deși noi primeam toți bani de la părinți. Mâncam un hamburger din Piața Sudului. Gândiți-vă că asta se întâmpla undeva în 2003. Un hamburger din Piața Sudului și recunosc că fumam. Găseam încă carpați la bucată pe care îl fumam cu boldul, la propriu. Pentru că trei oameni să fumeze aceeași țigară, hamburgerul nu era câte unul pentru fiecare, era pentru noi trei. Și am spus povestea asta acum câteva luni în prezența unui tânăr din generația 10, mi-a zis, hamburgeri, păi nu trăiați rău. N-am trăit rău deloc, nu am nicio amintire neplăcută din acea perioadă și e perioada în care am acumulat cel mai mult. Parteneriatul cu acești doi oameni extraordinari a continuat 10 ani de zile, mult timp în zona de voluntariat în ONG-uri, pe cauze sociale. Am organizat alături de Olimpiadele Comunicării, dacă mai ține minte cineva acest brand, Gala Societății Civile, împreună cu echipa Millennium a lui Andrei Borțun, Adprint, Internetix. Am trecut prin niște experiențe comune foarte bune, iar undeva în 2006 am spus e momentul să trecem în zona de business, să devenim antreprenori. Și ne-am făcut o agenție de comunicare online corporate, Selenis Relații Publice, care a continuat să activeze în paralel cu toate celelalte proiecte non-profit până în anul 2009, perioadă în care eu am împlinit 10 ani de București și în același timp 10 ani în care am muncit constant 14 ore pe zi, mai puțin sâmbătă, pentru că vinerea ieșeam în oraș. Glumesc, nu mai ieșeam în oraș. Munceam constant 14 ore pe zi, nu cred că am făcut vreun burnout, dar la un moment dat, după 10 ani, mi-am dat seama că nu am niciun obiectiv. Din punct de vedere social, sunt rupt total de oricine. Programul meu era trezit, duș, muncă, cumpărat mâncare la 4 dimineața, mâncat, duș, culcat. Și nu se întâmpla nimic altceva în viața mea, în afară de, sigur, proiectele extraordinare pe care le-am făcut și cunoștințele pe care le-am dobândit. Am reușit să ajung până la 135 de kilograme în acești 10 ani, constant, totdeauna într-un ritm pozitiv. Nu prea am schimbat procentele, am avut același ritm de creștere. Și la un moment dat am făcut o schimbare bruscă, nu mai intru în detalii, mi-am dat seama că trebuie să revin cumva în societate și să mă uit la ce-mi doresc eu de fapt pentru mine, dincolo de ideea asta nebună de a construi cea mai mare agenție europeană care n-a trecut niciodată de 15 angajați, n-a avut niciodată management financiar, dar lucram mult, aveam clienți buni, prețuri bune, încasam de la clienți, de câte ori aveam câte o margine, cumpăram calculatoare și angajam studenții, pregăteam și lucram cu ei maxim un an și jumătate, după care se duceau la concurență, o luam de la capăt și așa mai departe. În 2009 am făcut o schimbare bruscă, n-am anunțat
aproape pe nimeni, în afară de partenerii mei cărora le-am donat acțiunile. Și l-am mai sunat pe tata și i-am spus, dacă cumva ajung la Pitești și mă vezi că nu zâmbesc, dăm să mănânc și lasă-mă să dorm, îți povestesc eu după aceea ce s-a întâmplat. Respectiv, mi-am donat acțiunile și nu am anunțat pe nimeni din extern. Și când am ajuns acasă, țin minte că n-aveam niciun ban în buzunar și doi cartofi încolțiți în frigider. A fost un moment foarte interesant, nici acum nu pot să înțeleg de ce am făcut asta. Și îmi dau seama că am, de mai multe ori în viață am repetat decizii de tipul ăsta, când mă opresc, mă opresc, mă duc în extremă. Dar a fost un moment foarte interesant pentru că cele 4 luni de zile în care nu am avut bani, nu am avut de muncă și gândiți-vă că foarte mulți prieteni nu mai aveam după 14 ore de muncă pe zi, erau doar relații profesionale, mai puțin relații personale. Am descoperit cine m-a sunat fără să-l sun, să-l anunț. Nimeni nu știa, au fost trei persoane cu care și astăzi lucrez foarte strâns și în care îmi sunt în continuare foarte, foarte buni prieteni. În acea perioadă am avut norocul să o cunosc și pe actuala soție. Iar una dintre aceste persoane a fost Mona Nicolici, care știind că eu am făcut comunicare online, mi-a spus că are nevoie de ajutor pentru a lansa platforma Țara lui Andrei. Probabil o cunoașteți cu toții. Și așa am ajuns consultant extern la Petrom, unde am stat 2 ani de zile. Am încercat la un moment dat să revoluționez organizația OMV Petrom. Era prima mea experiență în corporație. N-am reușit, evident. N-am putut să trec peste eșec, nu s-a întâmplat, nu m-a dat nimeni afară, nu m-am certat cu nimeni, dar mental n-am putut să trec peste asta. Când vorbesc de a revoluționa, în perioada asta de schimbare, am reușit să învăț și să conștientizez un lucru, că tot ce le spuneam eu oamenilor din companie atunci când mă duceam să cer sponsorizări, încă de la începutul carierei mele în București, nu prea avea sens, pentru că responsabilitatea unei companii nu ține de puterea ei de a fi darnică, de cât de multe sau bune sponsorizări oferă, de cât de bine și alege cauzele sociale în care se implică și așa mai departe. Și ține mult mai mult de modul în care își desfășoară activitatea. Și am încercat să fac o intervenție puternică în această organizație, nu mi-a reușit, nu m-am mai simțit bine acolo, pur și simplu, și am avut o discuție în momentul în care am aflat că mi se naște și cel de-al treilea băiat, e pe drum, am luat din nou o decizie înțeleaptă, respectiv să plec de la Petrom și să revin în antreprenoriat. De ce? Pentru că visul meu era să văd cât mai multe companii responsabile în România și să contribui la acest lucru. Mi-am dat seama că nu pot schimba din temelii o companie pentru că a venit Tuță și așa a zis el și are toate argumentele și acum noi trebuie să ne schimbăm business-ul, gata, la revedere cu tot ce am făcut până acum. Așa că am spus, ok, dar înainte, uite, am reușit să schimb lucruri pe la clienții mei, lucrând împreună cu ei pe diverse proiecte și ușor, ușor suma schimbărilor să ducă la o schimbare socială importantă. În 2011 am lansat The CSR Agency, prima agenție de consultanță management specializată în sustenabilitate. Și astăzi mi se pare greu să explic. Cred că cel mai ușor de înțeles cum era atunci povestea asta cu The CSR Agency e dacă vă spun ce spunea soția mea despre munca mea și mi-a spus, măi, ești un sectant. Te duci la ăștia la ușă, le bați până când îți răspund, reușești să ajungi acolo la întâlniri și le spui că tu crezi în reducerea gradului de poluare, egalitatea de gen printre angajați, salarizare egală, atenția foarte mare la folosirea resurselor și tot felul de alte lucruri de astea pe care le tot promovezi și oamenii zic, ce e asta?
noi facem sponsorizări, ne ocupăm de altceva. Și nu pleci de acolo până când nu semnează o adeziune. Asta a fost descrierea soției mele. Cam așa era, pentru că în momentul în care am început să vorbesc în 2011 despre beneficiile raportării nefinanciare, ceea ce astăzi este obligativitate legală, nu că nu înțelegea lumea, înțelegea, dar nevoia era mult sub nivelul mării. Și astăzi nevoia companiilor de a deveni cererea din partea companiilor de a investi în sustenabilitate, din păcate, este foarte, foarte jos. Și acum înțelegeți de ce vreau să vă cert. Dar iată că au trecut 8 ani de zile de CSR Agency, încă există și încă crește. Eu am slăbit între timp. Și am început să fac management financiar. Asta e foarte, foarte important pentru mine. Și făcând management financiar, am conștientizat ce fel de antreprenor sunt. Respectiv, antreprenor social, pentru că n-am băgat mâna în dividendele alea niciodată. De când am lansat agenția, banii care îmi rămâneau margine și cum în business-ul trecut cumpăram calculatoare și angajam studenți, de data asta i-am investit în proiecte de educație. În proiecte de educație ale reprezentanților mediului de business, în această direcție a înțelegerii corecte ceea ce înseamnă sustenabilitate sau responsabilitatea companiei lor în relație cu mediul, economia și societatea. Și toate proiectele astea erau îmbrățișate de piață, lăudate, dar la un moment dat eu cu mâna mea trebuia să le bag la loc în sertar, să le pun pe pauză sau chiar să le omor pe unele dintre ele. De ce? Pentru că mai venea un client, mai venea un proiect nou, toate proiectele erau implementate alături de echipa mea de consultanți din The CSR Agency. Deși ele erau proiecte non-profit și urmăreau doar un scop de educație, la un moment dat a trebuit să le oprim. Trec un pic în alt registru și vă spun ce m-a motivat să investesc în astfel de proiecte non-profit din nou în zona sustenabilității. Îmi place să citesc și citesc aproape obsesiv biografii și autobiografii. Și la un moment dat mi-am pus întrebarea, dar toți oamenii ăștia mișto despre care citesc eu și le aflu viața, au lăsat ceva după ei. Au trecut prin viață, dar totuși a rămas ceva după ei, palpabil, corect. Eu ce aș putea să fac? Și am început să mă întreb, ce pot să las în urmă? Ce pot să las în urmă? Sigur, dincolo de familie, copii educați, vreo casă, dacă o avea norocul, că deocamdată nu, și așa mai departe. Și n-am găsit nimic realist. M-am gândit să rămână măcar o statuie, de ce să o facă lumea la 135 de kilograme, la 76 între fluctuațiile mele. Până când am avut o idee și am spus, hai să fac o bibliotecă. Să mă concentrez la ce știu și ce sunt eu motivat să fac, respectiv sustenabilitate, să reușesc să găsesc fonduri astfel încât să cumpăr toate cărțile de specialitate, să înființez în România prima bibliotecă specializată în zona de sustenabilitate. Și de acolo a început tot. După ce am dat drumul la proiectul cu biblioteca, am spus, dacă tot vin oamenii aici să împrumute cărți sau chiar să citească, n-ar fi frumos să le oferim mai mult? Și am început să le oferim mai mult, respectiv să facem traininguri. După care mi-am dat seama că tot acest vis al meu personal și egoist de a rămâne ceva după mine are o legătură foarte mare cu ceea ce făceam la birou și cu faptul că eu de fapt nu băgam mâna în dividendele alea și le băgam la loc în alte proiecte. Și a fost din nou un moment de stop joc când am spus că opresc toate proiectelele mici și non-profit pe care le fac. I-am strâns pe toți colegii din agenție și am spus, avem două variante. Ori ne concentrăm doar pe business și pe făcut bani, ori dacă vrem în continuare să facem lucruri importante pentru mediul economic din România, va trebui să punem toate proiectele în același loc, să construim un program, să găsim finanțare astfel încât el să poată să trăiască cu resurse umane independente. Toată lumea a apreciat ideea, i-am pus și un nume, Centrul Cultural al Sustenabilității.
Și am început să lucrăm la designul programului și am simțit că nu suntem de ajuns, că suntem prea puțin, nu suntem tot timpul inspirați, nu avem feedback din piață, nu știm ce se întâmplă, așa că am pus mâna pe telefon, am sunat cei mai buni prieteni care, din mediul de business, care știam că înțeleg această temă și i-am invitat la un pahar de vin. Ne-am spus care e ideea, le-am spus că a plecat de la noi, că din momentul ăsta nu mai e doar ideea noastră, este și ideea lor. Ideea asta a ajuns să se numească Ambasada Sustenabilității în România. Eu astăzi nu mă mai ocup de partea de consultanță, aproape deloc se ocupă colegii mei și mă ocup doar de această zonă, ceea ce mă bucură și îmi dă foarte, foarte multă energie. Ambasada Sustenabilității e un program construit în 2 ani de zile, împreună cu aproximativ 30 de persoane care provin în general din mediul de business, din zona de media, din diplomație și din ONG-uri, care pe scurt spune, la fel ca și titlul prezentării mele, este comunitatea celor care trăiesc pentru generațiile viitoare. Noi la ambasadă trăim pentru generațiile viitoare. Avem 3 direcții mari pe care le-am ales în activitatea noastră. În primul rând să coagulăm și să dezvoltăm comunitatea celor care luptă pentru un mediu economic mai responsabil în România. În cel de-al doilea rând să reușim să construim un dialog cât mai eficient cu guvernul, orice culoare politică ar avea el, pentru că există un impact foarte mare în zona sustenabilității din partea autorităților. Iar cea de-a treia direcție, o să vă rog să fiți atenți că vă vizează așa, dacă înțeleg eu bine din ce zone de business veniți, este să creștem cererea de la consumatorul final de produse, servicii și comportamente responsabile din partea companiei. Pentru că e greu să te tot rogi de o companie să se schimbe într-o direcție sau alta până când consumatorul nu îi cere acest lucru în mod direct. Avem aproape un an de la lansarea oficială, 5 iunie 2018. Se întâmplă lucruri extraordinare și din experiența acestui program aș vrea să vă transmit ceva. În primul rând, nu lăsați contextul să vă schimbe convingerile și valorile. La fel cum eu nu am lăsat-o pe mama să mă convingă să mai scriu încă o dată acea pagină la limba română, cu siguranță era la limba română, că la matematică aș fi scris-o și de 10 ori, așa nu am lăsat nici contextul să schimbe anumite lucruri în acest program și astăzi am început deja să văd rezultatele. Unul dintre ele este că la Ambasada Sustenabilității am fixat că nu există concurență sau exclusivitate. Dacă vrem să ne implicăm pentru sustenabilitate, trebuie să o facem cu toții în mod egal, fără să spunem m-am implicat eu, nu are voie celălalt. Drept urmare, e primul proiect din România la care avem 2 parteneri din retail care, cum bine știți, se lovesc pe unde pot, respectiv Kaufland România, care este partener fondator, și Lidl România, care este partener Platinum și care lucrează împreună cu noi fără nicio problemă spre acest obiectiv. 2, implicații pe oameni și formați cu ei lucrurile cât mai de devreme. Pentru noi asta contează foarte mult acum, că avem comunitatea alături de noi și de câte ori avem probleme, avem pe cine să ne bazăm. Am devenit cumva o familie și familia asta se mărește. Și 3, urmăriți obiective pe termen lung. Hai să încercăm să facem asta. Inclusiv drumul până aici astăzi a fost destul de dur pentru mine. Pe lângă ploaie, aglomerație, radio, zoo și conținutul cultural de care am dat în taxi, ascultând radio, zoo, reclamele pe care le-am ascultat. Voi simțiți că se întâmplă lucruri bune în jurul nostru? Le vedeți? Eu nu prea.
Sigur că putem să le găsim, la fel cum sistemul de educație din România este extraordinar, pentru că sub 0,05% din elevi ajung olimpici internaționali și mai și câștigă. Să-i aplaudăm, să-i încurajăm, să-i dăm exemplu. Dar asta nu înseamnă că sistemul de educație de la noi e extraordinar. Hai să ne întrebăm cum am ajuns aici. Cum au ajuns televiziunile să alerge doar după rating? Cum am ajuns să ascultăm toate reclamele alea la radio, care parcă strase la Indigo? Da? Și atenție, multe dintre ele vin și din industria voastră. Multe poate au legătură și cu mine. Nu vreau să dau vina pe voi. Suntem toți implicați la fel. L-am auzit pe Dragoș Anastasiu acum aproximativ o lună spunând, e primul om de afaceri pe care l-aud spunând lucrul ăsta în mod clar și direct, și a spus în felul următor: din 1990 până astăzi, noi, oamenii de afaceri, n-am făcut nimic altceva decât să alergăm după profit. Politicienii, cam la fel. Cei din administrație, cam la fel. Deci societatea românească, de 30 de ani, alergă după profit, ceea ce n-ar fi o problemă. Dar atenție, alergăm exclusiv aproape după profitul cât mai mare și cât mai rapid. Prin urmare, nu ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și nu ne punem întrebarea: dar eu cum am obținut acest profit? Vedeți situația forței de muncă din România. Vedeți nevoia de astăzi a companiilor de a investi în pregătirea angajaților. De ce? Pentru că nu mai sunt. De ce nu mai sunt? Puteam să facem ceva acum 20 de ani, acum 15 ani, ne-am dat seama că în direcția aia ne îndreptăm? Cred că da. Cu ce aș vrea să rămâneți din toată povestea asta a mea cu metrou, Pitești, temă, hoți pe stradă, e gândul ăsta, să vă gândiți, are rost să alerg după profitul pe termen scurt? Ce costuri merită profitul companiei mele? Chiar dacă sunteți owner, chiar dacă sunteți angajat. Mulțumesc! Este sustenabilă ambasada sustenabilității? Da, este sustenabilă. Nu există nimic 100% sustenabil, în afară de o companie din retail care a scris asta pe un raport mare și l-a distribuit și la casa de marcat. Nu există nimic care să fie 100% sustenabil. Noi astăzi aici poluăm. Nu doar pentru că bem apă din sticle de plastic, ca să vedeți și valența mea de activist, ci prin simplu fapt că respirăm. Deci nu putem să mergem spre idealism, dar da, la ambasada sustenabilității lucrurile se întâmplă în mod sustenabil. Asta urmărim, spre asta se duc eforturile noastre. Întrebarea era mai profundă, adică dacă pentru voi este sustenabilă. Pentru că experiența mea cu NGO-urile era una singură. Oameni foarte implicați, cu foarte multă energie, dar nu, din păcate povestea nu era sustenabilă pentru ei personal. Povestea nu era pusă? Nu era sustenabilă pentru ei personal. Și de fapt... Bună întrebare! Asta era. Cu siguranță, pentru mine personal e sustenabilă povestea asta. Într-adevăr, am ajuns să trec de cele 8-9 ore de lucru pe zi. Cred că am ajuns la o medie de 12 ore pe zi și din punctul ăsta de vedere nu e foarte sustenabilă. Dar având în spate experiența a 10 ani cu 14 ore pe zi, am reușit să am o discuție cu cei trei băieți ai noștri, împreună cu soția mea, pentru că și ea e implicată în programul ăsta și lucrăm zi de zi în această direcție, în care să luăm o decizie în familie despre ce facem. Încercăm să mergem pe această oportunitate, să investim mai mult timp în perioada de creștere a programului sau ne liniștim, stăm la program și petrecem mai mult timp împreună. Nu sunt mândru de faptul că și ei alături de noi au luat decizia că mai bine stăm la birou decât să stăm mai mult timp acasă împreună, dar nu prea au fost argumente și nici ei nu le-au găsit astfel încât să nu facem asta, mai ales pentru că
au ajuns și ei, și asta e un lucru care mă bucură foarte mult, să simtă de fapt că noi nu mergem la birou nici să facem bani, nici să luăm salariu, ci să schimbăm ceva în România. Și sunt implicați, sunt prezenți alături de noi în tot ceea ce facem. Chiar sunt, mai am un alt motiv de mândrie, băiatul cel mare, care are 16 ani, lucrează la noi și vine și ne ajută. În vacanță, vara, câte 2 ore în timpul școlii, când poate, și are timp. O să fie sustenabilă. Îmi place optimismul tău. Aș vrea să te întreb cum se simte de partea cealaltă a baricadei. Adică, ok, voi credeți că puteți schimba România. Se lasă schimbată România? Da, cu siguranță da. Și e foarte important să reușim să construim colaborare. Și eu am avut multe momente de popular denumite depresie, când am spus bine, m-am plecat de la ăștia cu țara lui Andrei, am zis că mă apuc de antreprenoriat și o să schimb companiile una câte una și în felul ăsta o să arăt că nebunia mea, care spune că în momentul în care companiile din România vor fi mai responsabile, nivelul de trai al românilor va crește, o să arăt că lucrul ăsta chiar e un lucru real. Nu s-a întâmplat așa cum am sperat eu, dar mi-am dat seama cam după primii 2-3 ani de activitate că dacă fac suma schimbărilor, e un lucru bun. Astăzi îmi dau seama că am reușit să schimbăm societatea din România, nu atât de mult pe cât ne-am fi dorit. Cu siguranță nu mai suntem sectanții aia, cum zicea nevastă mea. Lumea înțelege. Își dă seama că e o problemă, e important să discute despre, să înceapă să activeze în zona asta. Legiuitorii au... Mi-a stăiat microfonul sau s-a uitat? Legiuitorii au impus deja niște obligativități în această zonă. Nu le cunoaștem cu toții, dar ușor, ușor schimbarea se va produce. Îți mulțumim tare mult!